Au mai rămas zile numărate până la festivalul Concurs Național al Orchestrelor de Instrumente Aerofone Fanfara Argintie, organizat tradițional la Soroca. Comitetul organizatoric a fost convocat pentru a pune la punct toate detaliile, pentru ca în final sărbătoarea să iasă una pe măsură. În cadrul ședinței, vă zic că am discutat cu membrii comitetului organizatoric despre scenariu, despre etape ce avem de făcut, participat și reprezentanții de la Inspectoratul Regional de Poliție. Va fi un scenariu cu blocare maxim pentru 15 minute a arterilor principale din oraș, fiindcă fanfarele se vor deplasa despre stadion și despre Colegiul de Arte. Cu alte cuvinte, va fi o sărbătoare frumoasă, bine organizată și așteptăm toți sorocenii și oaspeții ca să ne onoreze cu prezența. Așteptăm răspuns și de la frații noștri de dincolo, posibil participare de la Iași, până când nu avem confirmare. La cea de-a 12-a ediție a festivalului vor evolua cele mai bune 14 orchestre de instrumente aerofone din întreaga țară. Festivalul Fanfara Argintie, în data de 1 și 2 iunie 2024 la Soroca, festival tradițional care a luat naștere, de fapt, este practic primul festival care a luat muzică pentru fanfară la Soroca. Inițiator Grigore Zanag, ex-directorul Colegii de Arte Nicolae Vodgros. Anul acesta, acest festival național, sigur că este organizat de către Consiliul Raional Soroca, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Sunt așteptate 14 orchestre din Republica Moldova. Sigur că s-au selectat, practic, cred că cele mai bune orchestre. Selectarea a făcut Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Festivalul va începe în prima zi de vară, zi în care muzica instrumentelor aerofone va răsuna în toate cartierele Sorocii. A doua zi va fi desfășurat concursul propriu-zis, unde cei mai buni vor lua trofeul festivalului concurs. Tot atunci, organizatorii anunță și un târg produs de Soroca, unde sorocenii și oaspeții acestora vor putea degusta, dar și cumpăra produsele locale. Pe data din 1 iunie, unde vor evolua în cartierile din municipiul Soroca, ca la data de 2, în Piața Libertății, invităm toată lumea să fie prezentă la o activitate, cred eu, foarte frumoasă, de amploare, Festivalul Național al Muzicii de Fanfară, Fanfara Argintiei. Concomitent cu altă activitate, produs de Soroca. De fapt, asta și este obiectivul, ca populația, oamenii să aibă acces cât mai ușor către muzica de fanfară, ca să poată să se odihnească. Îmbinăm două lucruri frumoase. E produs de Soroca, unde vor fi prezenți agenții economici din Soroca și alte și întreaga Republică, și Festivalul Fanfara Argintie. Festivalul Concurs Național al Orchestrelor de Instrumente Aerofone Fanfara Argintie va avea loc în Piața Libertății pe 2 iunie. Reprezentanții comitetului organizatoric urmează să se mai întâlnească și luni pentru a pune la punct ultimele detalii organizatorice.